Guvernul a rectificat restricțiile omise în hotărârea inițială. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Noile restricții stabilite prin hotărâre de guvern au intrat luni în vigoare. Pentru că centrele comerciale au fost uitate în prima hotărâre de guvern, în cursul zilei de luni au fost convocate ședințe de urgență pentru stabilirea restricțiilor de acces și în mall-uri. Centrele de vaccinare din județul Suceava au fost luate cu asalt duminică, în ultima zi înainte de impunerea noilor restricții stabilite de guvern. Iar Alexandru Moldovan a depus din nou jurământul de prefect al județului Suceava. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Noile restricții stabilite prin hotărâre de guvern au intrat luni în vigoare. Pentru o perioadă de 30 de zile, accesul va fi permis doar pe baza certificatului verde în instituții publice și magazine neesențiale. Evenimentele private sunt interzise, masca este obligatorie peste tot, iar circulația pe timpul nopții nu este permisă pentru persoanele care nu sunt vaccinate. Pentru că centrele comerciale au fost uitate în prima hotărâre de guvern, în cursul zilei de luni au fost convocate ședințe de urgență pentru stabilirea restricțiilor de acces și în mall-uri. Noile restricții stabilite de Guvernul României au intrat în vigoare începând de luni, 25 octombrie 2021, de la ora 0. Astfel, obligativitatea prezentării certificatului verde se extinde pentru o serie de activități, inclusiv pentru intrarea în magazine neesențiale. Purtarea măștii de protecție este obligatorie peste tot, inclusiv pe stradă. Evenimentele private sunt interzise și se reintroduce carantina de noapte la nivel național. Înăsprirea măsurilor anti-COVID este motivată de recordurile negative pe care România le-a înregistrat în valul 4 al pandemiei și care au adus sistemul medical în pragul colapsului din cauza numărului mare de cazuri severe. Măsurile se aplică pentru cel puțin 30 de zile. Certificatul verde este un document care dovedește că am trecut prin boală în ultimile 180 de zile, că ne-am vaccinat sau că avem test COVID negativ efectuat de o instituție autorizată. Certificatul conține un cod QR care va putea fi scanat și poate fi descărcat de la adresa certificat-covid.gov.ro. Începând de luni, în clădirile publice, instituțiile oficiale, este obligatorie prezentarea certificatului verde, care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea pentru toți vizitatorii. Măsura se aplică și în cazul clădirilor private, în care se află peste 50 de persoane. Excepție fac sediile tribunalelor și parchetelor. Certificatul verde este necesar și pentru accesul în magazinele neesențiale, la piscine, săli de fitness, săli de sport, săli de jocuri și locuri de joacă pentru copii. Documentul este solicitat și în instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producție de film și audio-vizuală, instituții de spectacole și concerte, școli populare de artă și meserii. De asemenea, certificatul verde este necesar și în restaurante, cafenele, cofetării, unități de alimentație publică, în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice. Masca de protecție purtată astfel încât să acopere nasul și gura redevine obligatorie peste tot în țară, în toate spațiile publice, indiferent dacă sunt închise sau deschise, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. Tot pentru o perioadă de 30 de zile, circulația persoanelor nevaccinate și netrecute prin boală în afara locuinței este interzisă în intervalul orar 22:05, cu excepțiile cunoscute privind asistența medicală sau îngrijirea copiilor sau bătrânilor. Toți agenții economici trebuie să închidă cel târziu la ora 21, iar activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă. În prima hotărâre de guvern au fost omise articolele cu privire la accesul în mall-uri și la stabilirea vacanței de 2 săptămâni în unitățile de învățământ privat. Luni, într-o ședință de urgență, guvernul a hotărât ca accesul în centrele comerciale să fie permis doar persoanelor cu certificat verde, cu excepția persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare. De asemenea, accesul la instituțiile publice din mall-uri este permis și pe baza testului negativ. La mall-uri, la intrare, la centrele comerciale, este obligatoriu verificarea certificatului verde vaccinat sau trecut prin boală. Se va permite accesul, prin excepție, în centrele și parcurile comerciale a persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin și numai dacă sunt stabilite, cu luare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire din mall.
Adică se va putea intra la un centru de vaccinare, dar trebuie organizat astfel, se intra, se vaccinează, se iese din mall. Mai e o excepție pentru centrele, pentru mall-urile care au în ele servicii publice, administrative, cum este, de exemplu, pașapoartele. Acolo se poate intra cu test, deci acolo se poate intra cu test valabil și cu dovadă programării la centrul de pașapoarte sau la centrul de servicii comunitare care există în interiorul mall-ului. Cu zile în care are și 500 de persoane care se prezintă cu diverse probleme, Casa de Pensii Suceava este una dintre instituțiile publice în care de luni au acces doar persoanele care prezintă certificat verde. Până la ora 11, aproximativ 20 dintre cele 130 de persoane care s-au prezentat nu au primit acces în instituție. Cele mai multe dintre acestea au înțeles situația și au revenit cu teste. Pentru restul au fost desemnați doi funcționari care preiau documentele la ușă. Există și excepții, persoanele care necesită acces la servicii medicale și prestații sociale. Între numai vaccinații, cine a trecut prin boală în ultimul 180 de zile, s-au testat. Este PCR sau antigen rapid. Am avut câteva persoane, au mers sau s-au făcut testarea, s-au revenit. Deci noi, conform legislației, nu avem voie să primim pe niciunul. Așa o trec guvernul 21-22-10-2021, nu intră nimeni fără să aibă aceste documente. Da, am întâlnit probleme deosebite. Am avut 2-3 care s-au supărat, dar trebuie să ieșim din pandemia asta, trebuie să ieșim. Am suplimentat personal două persoane care au trecut socierile. Ia salariatul de la noi. Ia documentele. Documentele de pune la registratură. Sunt, dăm ajutoare de ce, sunt persoane care au fost vaccinate, care au trecut prin boală, sunt destule. Câțiva ne mulțumiți, nu avem ce de face. Dacă asta e legislația, nu vrem să ne infectăm salariații, măcar să tenim salariații să poată munci, să dăm pensii la timp. Vă dați seama ce înseamnă să rămână fără pensie în un întreg județ. Dacă se infectează salariații, automat dacă vor fi sincope în plata pensiilor. Constantin Boliacu a declarat că procentul angajaților vaccinați de la Casa de Pensii Suceava este de 50% și că au început să se vaccineze și cei 30 de noi salariați angajați pe perioadă determinată. Rata de vaccinare... Rata de vaccinare la salariați sau la ce? La salariații casei. Am făcut subine că avem cam 50%. Era săptămâna trecută. Acum astăzi mai sunt ziua persoane care sunt vaccinați. Conducerea, dacă ne întrebați, suntem toți directori vaccinați, ar fi chiar culmea să nu fim noi vaccinați și ceilalți. Suntem vaccinați, ne facem datoria, oricând vor fi și persoane care vor face scandal. Avem, sunt zile în care avem cu publicul, avem, eu știu, care se adresează la noi de 500 de persoane. Vă dați seama, într-o instituție 500. Centrele de vaccinare din județul Suceava au fost luate cu asalt duminică, în ultima zi înainte de impunerea noilor restricții stabilite de guvern. Într-o singură zi, în județul Suceava s-au vaccinat 2230 de persoane, dintre care 1628 cu prima doză. Centrele de vaccinare au fost luate cu asalt de suceveni în ultima zi fără restricții. Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, în cursul zilei de duminică, în județ au fost vaccinate 2230 de persoane, dintre care 1628 cu prima doză, 158 cu doza a doua și 444 de persoane cu cea de-a treia doză. Aproape jumătate dintre vaccinuri au fost administrate la cele trei centre din municipiul Suceava, 631 la centrul de la Julius Mall, 518 la centrul Drive-Thru de la Shopping City și 251 la sala de sport a Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava. Weekendul ăsta am reușit și am dobărât recordul de beneficiari, având peste 600 de beneficiari sâmbătă, ceea ce este un record absolut pentru noi. Pacienții vin aici cu diferite motivații. Cred că, în primul rând, îi motivează necesitatea certificatului verde care se va implementa începând de luni, dar și enormele focare din România și numărul în creștere de pacienți la terapie intensivă și în spitale.
271 de vaccinuri au fost administrate la centrul de la Rădăud, 135 la Spitalul Vatra Dornei, 232 la Policlinica Fălticeni, 70 la Casa de Cultură Siret, 50 la Aeroportul Salcea și 72 la Căminul Cultural Sfântul Ilie. Până acum, în județul Suceava s-au vaccinat în total 128.580 de persoane, dintre care 88.274 au primit doza a doua, iar 14.171 de persoane au primit și doza a treia. Caravana vaccinării anticovid a ajuns în orașul Liteni în urma cererii mari din partea populației. Încă de la ora 9, când a fost deschisă Casa de Cultură din localitate, peste 300 de persoane așteptau la rând să primească vaccinul. Cu toate că în primăvară caravana a vaccinării anticovid a mai făcut un popas la Casa de Cultură din orașul Liteni, de această dată interesul localnicilor a fost mult mai ridicat. La ora 9, când a început vaccinarea, peste 300 de persoane așteptau la rând să fie imunizate. Ce v-a determinat să acceptați? Faptul că am trecut prin boală și a fost foarte urât, am fost internată 21 de zile și... Mai este și faptul că nu mai putem intra la anumite instituții. Ce mesaj doriți să le transmiteți celor care încă nu sunt hotărâți? Cei care nu sunt hotărâți să cântărească bine, eu nu le dau niciun sfat, să cântărească bine, să pună în balanță viața lor, viața familiei și restul depinde de fiecare. Nu pot să fiu sceptic, cum? Nu pot să contest ce au descoperit oamenii știință după atâta muncă. Și de când așteptăm vaccinul ăsta până la urmă? Sunt tare supărat că foarte mulți indivizi încă n-au înțeles eficiența vaccinului și sunt influențați, se vede clar că sunt influențați de dușmanii noștri permanenți, ăștia apar, când este ceva de făcut constructiv și bun, ei sunt cu teoria conspirației. Deci nu ne lăsăm influențați, oamenii au înțeles, eu am pretenția că vin în contact cu multă lume, cu toți vorbesc în sensul ăsta, le dau exemple, le-am dat exemple, chiar acum, nu de mult, am fost la morgă la Suceava, că am ridicat pe cineva de acolo, un caz nefericit, și am văzut ce se întâmplă. Foarte mulți oameni mor, tineri, foarte de groază, au leșini de durere. Autoritățile locale se declară mulțumite de interesul pe care cetățenii l-au manifestat față de campania de vaccinare și reamintesc faptul că peste 3 săptămâni caravana va fi din nou prezentă la Casa de Cultură din orașul Liteni. Am avut caravana mobilă și în primăvară. După aia, în perioada asta de vară, vedeți că peste tot așa s-a încetinit și practic n-am mai venit pentru că nu mai erau înscrieri. Noi am început acum de vreo 4 săptămâni o campanie de informare a populației că vom reîncepe să aducem caravana și astăzi, zic eu, după vreo 4 săptămâni așa de discuții cu cetățenii și în contextul actual când se vede ce se întâmplă la nivel național, cred că avem în jur de vreo 200, cred că peste 150 cu prima doză și avem vreo 25-30 care vor să se vaccineze cu doza a treia. Mă bucur că am reînceput și o să vedeți că sunt chiar mulți. Și asta înseamnă că lumea conștientizează pentru că nu e de glumă. Singura modalitate, să spunem, de a trece peste boala asta e să ne vaccinăm. Deocamdată, altceva mai bun nu există și sper din tot sufletul să o facem, pentru că noi și în primăvară făceam ziua de luni stabilită, pentru că la noi este și o cutumă. Oamenii în ziua de luni este piață, merg la piață, vin la primărie, se duc la dispensar, la poliție, oriunde au treabă și am zis să o folosim în contextul în care oamenii tot pleacă de acasă să vină să vaccineze. În al preasfinția sa Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților îi îndeamnă pe credincioșii care participă la ceremoniile religioase oficiate în bisericile și în mănăstirile din județul Suceava să respecte legislația pentru limitarea răspândirii noului virus, mai exact să poarte mască de protecție și să păstreze distanța fizică.
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a publicat o informare pe site-ul oficial în care se arată că Înalt Preasfințitul Calinic le cere credincioșilor care participă la ceremoniile religioase oficiate în județul Suceava să respecte legislația adoptată în contextul pandemiei de COVID-19. Având în vedere hotărârea numărul 91 din 22-10-2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2, Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, roagă pe toți credincioșii care vor participa începând de mâine, 24 octombrie 2021, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Catedrala Arhiepiscopală Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, cât și la celelalte biserici și mănăstiri de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, să respecte condițiile impuse de restricțiile sanitare cauzate de noul val al pandemiei de COVID-19 din România. Totodată, credincioșii sunt rugați să păstreze distanța impusă și să poarte masca de protecție, se arată în comunicatul transmis de instituția bisericească. Juristul Alexandru Moldovan a fost numit din nou prefect al județului Suceava printr-o hotărâre de guvern publicată în Monitorul Oficial din 22 octombrie 2021. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc într-un cadru restrâns cu respectarea regulilor de prevenire a răspândirii noului virus. În primul său discurs public, prefectul a declarat că îi mulțumește președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru încrederea acordată și că principalul obiectiv al mandatului său este gestionarea pandemiei de COVID-19. Alexandru Moldovan a revenit în funcția de prefect al județului Suceava după ce guvernul a publicat o hotărâre în acest sens în Monitorul Oficial al României. Juristul a depus jurământul în cadrul unei ceremonii la care au participat subsecretarul de stat în MAE Gheorghe Sorescu și subprefecții județului Alexandru Salup și Daniel Prorociuc. Eu, Moldovan Gheorghe Alexandru, numit în funcția de prefect al județului Suceava prin hotărârea guvernului numără 1134/2021, depun următorul jurământ în conformitate cu dispoziția articolul 251 alineatul 3 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Suceava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. După ce a depus jurământul, prefectul Sucevei a mulțumit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru încrederea acordată. Stimați invitați, pentru mine este o onoare de semnare într-un nou mandat de prefect al județului Suceava. Înseamnă responsabilitate și nu una aclamată, ci una efectivă, transpuse prin fapte. Mulțumesc încă o dată colegilor din instituția prefectului, domnul subprefect, colegilor din Consiliul Județean Suceava, conducerii Consiliului Județean Suceava, medicilor din spitalele din județul Suceava și tuturor reprezentanților instituțiilor publice pentru eforturile titanice pe care le-au depus în ultima perioadă pentru gestionarea pandemiei, care va fi obiectivul principal al mandatului meu. Încă de la început am considerat că pe lângă măsurile restrictive și de prevenție al răspândirii virusului, cea mai importantă rămâne vaccinarea. Alexandru Gheorghe Moldovan a mai fost prefect al județului Suceava în perioada 6 decembrie 2019-3 martie 2021. El a fost înlocuit cu prefectul numit de USR Iulian Cimpoieșu, care a fost demis în 9 septembrie. Ziua Armatei Române, sărbătorită la 25 octombrie, amintește de 25 octombrie 1944, când Armata Română a eliberat de sub ocupația hortistă Transilvania de Nord în urma bătăliei de la Carei. În contextul actual, manifestarea de la Suceava a avut loc în format restrâns. A fost și primul eveniment cu participarea lui Alexandru Moldovan, din nou în calitate de prefect al județului Suceava. La 77 de ani de la eliberarea Careiului de sub ocupația hortistă, ceremonialul militar și religios de la Suceava a avut loc în format restrâns. La Monumentul Eroilor din Cimitirul Pacea a organizat ceremonialul militar Garnizoana Suceava în colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Primăria Municipiului Suceava, cu participarea reprezentanților administrației publice, județene și locale, structurilor aparținând sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, asociațiilor veteranilor de război.
A fost momentul eliberării depline a teritoriului național de sub ocupația hortisto-fascistă, care s-a obținut prin luptă între 23 august și 25 octombrie. Sărbătorirea Zilei Armatei României, în data de 25 octombrie a fiecărui an, a fost instituită prin decretul numărul 381 din 1.10.1959. Un sobor restrâns de preoți a slujit o scurtă slujbă în memoria celor căzuți pe front. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Cu recunoștință față de jertfa militarilor români care cu vitejie au făcut sacrificiul suprem pentru țară, cei prezenți au depus coroane de flori la monumentul eroilor din cimitirul Pacea. Valoarea estimată a lucrărilor de restaurare a Palatului Administrativ este de aproape 73,3 milioane de lei fără TVA. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la Palatul Administrativ din municipiul Suceava, grav afectat de un incendiu care a avut loc în luna martie acestui an, a fost finalizată și urmează să fie supusă aprobării deliberativului județean în prima ședință. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutura, a anunțat că s-a finalizat, iar în prima ședință de Consiliu Județean se va veni cu un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții, consolidare, restaurare, reabilitare și dotare palat administrativ. Potrivit lui Gheorghe Flutur, în urma întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, s-a estimat că pentru realizarea acestui obiectiv este necesară suma de 73.295.827,33 de lei fără TVA, sursa de finanțare fiind din bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții CNI SA. Durata de proiectare și execuție este estimată la 22 de luni. Palatul administrativ din centrul Suceava a fost afectat puternic de un incendiu izbucnit anul acesta pe 6 martie și este închis. Deși mai sunt două luni până la Crăciun, primăria Suceava a început să pregătească orașul pentru sărbătorile de iarnă. Angajații municipalității montează beculețele pentru iluminatul festiv. Operațiunea se desfășoară pe timp de noapte, când traficul rutier din oraș nu este intens. Directorul Direcției Domeniului Public din cadrul primăriei Suceava, Marian Andronache, a declarat pentru Intermedia că anul acesta instituția publică nu a cumpărat noi decorațiuni. În schimb, s-au cheltuit bani pentru repararea celor achiziționate în anii anteriori. CSU din Suceava a câștigat cu scorul de 29-27 meciul disputat duminică pe teren propriu în companie echipei CSM Alexandria. Aceasta a fost a treia victorie pentru handbaliștii suceveni în 8 etape desfășurate în Liga Zimbrilor. Chiar dacă ocupă ultimul loc al clasamentului, CSM Alexandria a început curajos meciul de la Suceava, iar cu 3 minute înainte de finalul primei reprize, scorul era egal, 13-13. Târziu Roșii Roșu au reușit două goluri consecutive, astfel că gazdele au intrat la pauză în avantaj, scor 15-13. Oaspeții au făcut o figură frumoasă și în startul reprizei secunde, reușind chiar să conducă în minutul 41 cu 19-18. Sucevenii au preluat apoi controlul jocului, s-au distanțat până la 6 goluri, iar în final au câștigat cu 29-27. Cel mai bun marcator al gazdelor în meciul de duminică a fost Adi Târzioru cu 10 goluri. CSU din Suceava a mai înscris prin Anton 6 goluri, Kbilașvili 5,
Bologa, Cutahia și Roșu câte două, Ștefan și Furac câte un gol. În cadrul etapei a 8-a din Liga Zimbrilor s-au mai registrat următoarele rezultate. CSM Focșani, CSM Bacău 34-29, Poetehnica Timișoara Dinamo București 29-33, HC Buzău Potai Saturda 31-35 și HC Dobrogea Sud CSM Vaslui 31-24. Meciurile CSM București, Steaua București, Universitatea Cluj, Minaur Baia Mare se vor disputa pe parcursul acestei săptămâni. În următoarea etapă, care se va desfășura peste 3 săptămâni, CSU din Suceava va juca pe terenul echipei Potai Saturda. Foresta Suceava a încheiat turul sezonului regulat al Ligii a 3-a de un loc de play-off după ce a remizat sâmbătă pe stadionul Areni în fața celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, scor 1-1. Ambele goluri au fost marcate în minutele de prelungire ale partidei. Galben-verzii au dominat prima repriză, dar n-au reușit să finalizeze cu gol niciunul dintre numeroasele cornere avute la poarta nemțeană. Jocul s-a animat abia în prelungiri. Centralul brașovean Octavian Ciucanu a dictat penaltii pentru Ceahlăul la o minge boxată de portarul Mihăescu, iar Jalbă a transformat cu emoții de la punctul cu VAR. În al 10-lea minut al prelungirilor, Foresta a obținut un corner, iar Makongo a egalat cu o reluare din 6 metri. Bravo! În următoarea etapă, prima din returul sezonului regulat, Foresta va juca sâmbătă pe terenul formației Hușana Huș. Șomuz-Vâlticeni și Bucovina-Rădăuți au pierdut în minutele de prelungire meciurile disputate la finalul săptămânii trecute în Liga a 3-a. Vâlticenenii au cedat la Dorohoi în fața liderului Dante Botoșani cu 1-2, iar rădăuțenii au pierdut cu 0-1 meciul disputat pe terenul penultimei clasate CSM Bacău. Șomuz-Vâlticeni a suferit a doua înfrângere stagională în Liga a 3-a după ce a pierdut în fața celor de la Dante Botoșani cu scorul de 1-2. Botoșanenii au deschis scorul în minutul 44 prin Codău. Echipa antrenată de Iulian Ionesi a egalat la 5 minute după pauză prin Robert Ciobanu, după un corner executat de Alexandru. Vâlticenenii au plecat însă fără niciun punct de la Dorohoi. Melinte a reușit golul victoriei pentru Dante în primul minut al prelungirilor. Bucovina-Rădăuți a pierdut neașteptat pe terenul celor de la CSM Bacău cu scorul de 0-1. Golul gazdelor a fost marcat de Ungureanu în minutul 90+1. În alte două meciuri, ale etapei a 9-a, Sporting Vaslui a învins CSM Pașcani cu 2-0, iar Hușana Huș și Știința Miroslava au remizat scor 1-1. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Cele mai multe vaccinări de până acum în județul Suceava, într-o singură zi, 2230 de persoane. Au fost săptămâni care n-au adunat acest număr de vaccinuri, dintre care cele mai multe, 1628 cu prima doză. Cozi nu tocmai precum cele pe care le-am văzut în alte zone din țară, Galați, mi-a rămas în minte, cu cozi foarte mari, au fost și la noi la centrele de vaccinare, Julius Mall, drive-thru la Shopping City, Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare și cel de la Colegiul Ștefan cel Mare. A crescut numărul de vaccinări și la Julius Mall. Julius Mall a fost întotdeauna fruntaș la vaccinare. Eu m-am uitat așa la Sfântul Ilie, acolo, la centrul de la Sfântul Ilie, care e ca și în oraș. Acolo, într-o vreme, erau 6 vaccinări pe zi, cam asta era media, 6-7, acum sunt 70. Cine se ferește să se ducă în aglomerație la centrele din municipiu, alege centrele astea legea, apropiate. Eu acolo am fost când am fost. E pe creștere și foarte bine că cei de la DSP s-au gândit să repună în circulație caravanele de vaccinare. Caravanele au fost trase pe dreapta pentru că nu erau clienți, dar vâlva care s-a creat în țară cu aceste imagini care se tot difuzează, cu știrile care sunt de la spitale, ce este, că situația este complicată, cu ajutoarele care vin din Italia, din Franța, din Spania, din Polonia, arată că situația este foarte complicată și a mai venit și asta cu n-ai voie, colo, colo, colo.
mi-a trimis cineva o glumă, zice, uite, a crescut numărul de vaccinări pentru că lumea s-a speriat sau ceva de genul ăsta, că nu mai poate să meargă la muzeu. Zice, posibilitatea de a fi închise muzeele, uite, a trimis lumea la vaccinare. Da, este un trend crescător, însă el trebuie menținut. Trebuie menținut de autorități. Ar trebui ca autoritățile să implice mai mult pe medicii de familie, pe cei din mediul rural, acolo unde sunt probleme. La Suceava ai nu știu câte centre în oraș. Ai la Câmpul Moldovenesc, ai la Rădăuz. Însă, sunt distanțe între localități, mai ales în zonele de munte, sunt distanțe mari și când vine omul la oraș și mai vede că e și coadă, pleacă. Deci sau trebui... la oraș la Liteni, un oraș... Metropola Liteni. Un oraș... Dar ce a fost o caravană la Liteni, ruralizat, nu? Da, da. Așa, au venit oamenii cu ceva timp înainte de deschiderea căminului cultural și după ce au avut răbdare atâtea luni să nu se vaccineze, azi nu mai aveau răbdare. Da, așa e și... Voiau să se vaccineze și să plece acasă. Păi în august, dacă ar fi mers la orice centru de vaccinare, stăteau și la povești acolo. Și mai ales că era... luna a plătit, nu? Sau n-a ce? Plătit. Cum e boierile, dar din banii noștri? Uh-huh. Așa. Ar trebui cu medicii de familie din mediul rural pentru a fi cât mai aproape. Deci autoritățile, acum vine nou prefect, care e vechiul prefect, Alexandru Moldovan. Vine în sfârșit un prefect. Bine, un prefect, dar eu acum 3 săptămâni noi am dat la radio un comentariu cu Alexandru Moldovan să se întoarcă, că n-are cine să conducă prefectura prin punerea domnișorului. Și iată că după 3 săptămâni s-a întâmplat, a fost pus Alexandru Moldovan. Domnul Moldovan are experiență. Paranteză pentru telespectatori, unul dintre cei mai criticați prefecții aici, da, la discuțiile noastre. Bine, dar nu l-am criticat întotdeauna. Când am fost criticat, a fost. Au fost câteva motive de critică. Da, omul e calificat, a făcut și mai ales că a fost călit în pandemie, știe, e jurist, are alta anvergură, e altceva, are o vârstă mai mare decât a actualului subprefect cu funcție de prefect. Adică știe mai mult de viață, de... E mai nimerit, mult mai nimerit pentru funcția de prefect și iată că a fost repus în funcție, ceea ce eu zic că este foarte bine, pentru că domnul Moldovan are și partea aceea de asumare a răspunderii, să-și asume niște inițiative mai curajoase așa, în acest județ în care unele instituții se complac așa, băltesc. Retrimitem cererea către instituția prefectului? Da, trimite-i lui Alexandru Moldovan că să răspunde. Cât sunt vaccinați oficial, că neoficial, adică surse oficiale mi-au zis că sunt vaccinați ăștia din nucleoduri toți. Dar Alexandru Moldovan ar trebui să aibă o abordare asta cu medicii de familie, să se întâlnească cu medicii de familie, cu reprezentanților, să se întâlnească cu colegiul medicilor și așa mai departe. Înțeleg că astăzi deja a fost o discuție coordonată de prefect, o videoconferință cu Direcția de Sănătate Publică și managerii tuturor spitalelor din județ. Da, și domnul prefect ar trebui cumva să caute portițele legislative sau dacă nu să apeleze la talentele sale lobistice și să vadă cum bagă și sistemul privat de sănătate, care primește bani de la Casa de Sănătate, să-l bage în această chestie. Că să contribuie și el cu ceva, nu? Fă și tu ceva. Pune și tu un pansament. Fă un vaccin. Ia-l pe un om de pe stradă care așa, dă-i o supă. Fă ceva, că iei bani de la Casa de Sănătate, pe lângă faptul că e de la Casa de Sănătate. E de la pacienți. Bagi și mâna în buzunarul pacientului. Și tu stai acum și boierești pe margine și te uiți, fumezi țigări și bei băuturi scumpe și te uiți fără să miști un deget, tu sistemului privat care suci de la stat? Ar trebui foarte bine să știe sistemul privat, pentru că lucrează de regulă cu medici care lucrează și la stat. Deci tu, sistem privat care suci de la stat, ai văzut... Am văzut cum a intonat, da. Și prefectul trebuie să, adică are treabă și eu cred că domnul Moldovan va aborda. Nu poate să-ți iasă chiar tot, dar tocmai de aceea trebuie să ataci problema din mai multe părți. Că până la urmă găsești o breșă pe undeva și măcar pe un culoar să intri, înțelegi? Dacă ataci pe stânga, vezi că nu-ți iese pac, te duci pe dreapta, dacă nu merge pe dreapta, te duci prin centru și intră Ibrahimovic și dă gol. 4-2.
Milan cu Bologna. În afară de, nu știu, faptul că văd oamenii la televizor ce se întâmplă în spitalele din țară. Mai și vorbești cu unii, cu alții. Altceva îi mai poate impulsiona? Păi ce să-i mai impuls? Dar ce să mai faci? Asta e tombola aia, înțeleg că lumea asta se înscrie la tombolă. Se impulsioneze discuțiile cu oamenii care se pricep. Uite, înțeleg că bonurile de masă nu se dau. E o întârziere la vreo luni de zile la bonurile păi de masă. Păi și ăștia și guvernați. Mă, dacă ai zis că dai, dă o dată, nu mai fă. Ai zis că le plătești bine, la medici. Nu cred că s-a vaccinat cineva pentru 100 de lei bonuri de masă. Poate s-au vaccinat, nu știu, dacă ai zis că dai, dă. Le-ai zis oamenilor din centre de vaccinare că le dai nu știu cât, nu știu când. Când le-ai dat? Peste 4 luni, știi? Nu se țin de cum și asta e o chestie. Dar am văzut că și biserica a ieșit să spună. În altul calinic de la Suceava Arhiepiscop a spus purtați mască la slujbă și păstrați distanța. Am văzut alte fețe bisericești. Biserica la nivel de bord a zis mai mult. Să asculte de oamenii care se pricep. Păi dar ăla care îți spune ție și te face în toate felurile că te-ai vaccinat. Bou, prost, cipat, mori în 3 ani de zile, ce-ți mai spune. Pune-mă și diploma ta să văd. Unde ai făcut școala profesională? Știi ce e mai grav? Că, și cu cât ai terminat-o? Despre medici se spune asta deseori, nu? Criminali, da. Conspiraționiști, nu, vânduți. Nu, dar ăla care scrie acolo, zi mă, pune și diploma. Și tocmai medicii sunt aceia care trebuie să aibă grijă de tine, omul. Lasă că sunt și niște medici puturoși, bandiți și așa? Care spun, lasă-mă, care spun că nu, fă, nu. Să meargă, uite. Sunt deci, excepții, încă, mai credem că sunt excepții totuși. Crezi tu. A zis în altul, a zis, domnule, ascultați, un preot din București a avut inițiativa să invite un medic care se ocupa la slujbă. Medicul care, oricum, medicul care l-a vindecat pe el de COVID. Care oricum era acolo, venea, e credincios. Și le-a vorbit, nu le-a zis, că doar nu i-a luat să-i ducă cu arca, nu te ia nimeni. Și le-a zis, domnule, uite, așa și așa. Și oamenii pun întrebări și le... Asta este important, să le răspundă cineva care știe. Că dacă vine un de la nu știu unde, un păstor din ăsta cu 4 clase și începe cu hoși, cu teoși și se ia cu unul care are și el 2 clase mai mult ca trenul și se înjură ca niște chiori, se fac în toate, nu are niciun rost. Să vorbească unul care e în sistem, cu unul care are argumente să-l contrazică. Cine... Și oamenii s-au întâlnit și au stat de vorbă. Dar la noi cine să-ți comunice? Și mi s-a părut bună ideea cu preotul care a invitat un medic la... Asta am avut-o pe doamna Gheorghice, să eu știi, da? Și prin ce a trecut femeia și încă am trecut la început, când nu era vaccinul. Și când și-a zis că vrea să șteargă din memorie etapa cu boala prin care a trecut, dar nu-i prea iese. Și am simțit-o așa foarte emoționată, parcă îi venea să plângă când își aducea aminte. Păi a avut, la momentul acela era un record de teste PCR pozitive, numai nu putea pleca acasă, nici nu se simțea foarte bine și a stat și foarte multe zile în spital. Stai 62 de zile închis undeva. Pe un pat de spital. Mergem la sport, să vedem ce mai e de făcut și aici. Handbal pentru început, CSU Suceava a câștigat cu CSM. Dacă nici pe Alexandra nu-i bătai, trebuia să te lași. Adică dar greuți, 29-27. Da, da, victorie, hai să o luăm așa că e victorie. Te lăsai în ce sens? Băieți. Dar nici nu cred că mai puteai rămâne în Liga Zimbrilor. De ce? La sfârșitul... Păi nu, rămâneai și erai ciuca, bă, retrogradai. Așa, nu, dar te lași de tot. Dacă... A, te lași de handbal cu totul. Da, te lași. Nu, desfințezi echipă, club. Dacă te bate și Alexandra, dacă te bătea, te lăsai. Rupeai legitimațiile de... antrenor, de handbaliști, tot, masiori, toată lumea, rup legitimațiile și cum mergi să schimbi buletinul, ți-l taie într-un colț. Așa cineva să supravegheze, să taie legitimațiile să nu mai fie valabile și de plecat acasă, de făcut alte sporturi, de făcut ea. Așa a bătut pe Alexandrea, mai e un pic de speranță. Au fost totuși 3 victorii în 8 etape. Da. În ceea ce privește fotbalul, ei trebuie să înceapă să șupă legitimațiile rând pe rând. Unde ne prinde Dante Botoșan a bătut. Eu de asta nu mai pot. Dante Botoșan a bătut Dante Foresta. Dante Botoșan, cred, de fapt e Dante Dorohoi. Dorohoi, a bătut și Fălticenul. Că i-a furat arbitru, că prin ultime minute. Eu fi furat, na, să zicem că i-a furat. Dar de ce nu i-ai călărit tu să le dai un gol în plus ca să te fure și să rămâi tot, măcar să nu iei bătaie?
Rădăuțul și-a luat bătaie în ultimul minut și acolo așa, Șomuz în ultimul minut. Ăsta, Forest a egalat în ultimul minut, a făcut 1-1 acasă. Deci cea mai slabă echipă din județul nostru rămâne tot Suceava. Așa, dar te uiți la clasament, Dante Botoșan în primul loc. Sunt 10 echipe. Din 10 echipe, 3 sunt din județul nostru. 3 sunt din județul Suceava, da. Și tot nu-i cineva una pe locul întâi, Dante Botoșan, la diferență de 6 păi puncte. Păi poate că celelalte echipe au fuzionat cu alte echipe mărunte și au făcut o echipă. Ce vorbești acum? Alte județe din liga asta a doua. Că alte județe din zona noastră au și echipe de liga întâi. Deci cea mai slabă e asta a Sucevei. Asta a Sucevei, rușinea județului. Rușinea județului este. Cu toate schimbările, cu antrenori... Nici nu merită public, nu că vor avea voie să aibă public. Da, nici nu mai e voie, dar și ce? Dar și la ce să mai aibă? La ce să, ce să mai vezi, mă, te enervezi. Din, că a fost, s-a terminat turul. Da, dar mai sunt meciuri, doar nu stau acasă până în martie. Mai joacă până în decembrie sau nu știu când e ultima etapă, că încă mai e practicabil. Se începe returul, că e mai complicat anul ăsta cu echipele. Dar mergem slăbuți, slăbuți. Rădăuțul văd că s-a muiat pe parcurs, așa. A început bine și Șomuzul văd că e cea mai, se ține cel mai bine. Cu toate că Șomuzul începuse mai greu. Șomuzul e Rădăuțul. Fosta. Da. Șomuz, Fălticeni, începuse mai greu, acum e mai bine. Rădăuțul a început mai bine, acum mai scârție. Suceava constantă. E constantă, praf. A început prost, merge prost. Adică, aici. Oameni serioși. Măcar consecvenți, nu? Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Cătălina Biholar, sunt toate cele bune! La noapte, cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor regiunii. Înorările vor fi temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime în scădere se vor încadra între -1 și 2 grade Celsius. Cel mai frig va fi la Rădăuți. Marți vom avea parte de vreme frumoasă, dar de temperaturi scăzute. Cerul va fi mai mult senin în toată regiunea. Va străluci și soarele. Înorările vor fi temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 12 și 14 grade Celsius. Cel mai plăcut va fi la Suceava și la Vatra Dornei. Noile restricții stabilite prin hotărâre de guvern au intrat luni în vigoare. Pentru o perioadă de 30 de zile, accesul va fi permis doar pe baza certificatului verde în instituții publice și magazine neesențiale. Evenimentele private sunt interzise, masca este obligatorie peste tot, iar circulația pe timpul nopții nu este permisă pentru persoanele care nu sunt vaccinate. Pentru că centrele comerciale au fost uitate în prima hotărâre de guvern, în cursul zilei de luni au fost convocate ședințe de urgență pentru stabilirea restricțiilor de acces și în moluri. Cu zile în care are și 500 de persoane care se prezintă cu diverse probleme, Casa de Pensii Suceava este una dintre instituțiile publice în care, de luni, au acces doar persoanele care prezintă certificat verde. Până la ora 11, aproximativ 20 dintre cele 130 de persoane care s-au prezentat nu au primit acces în instituție. Cele mai multe dintre acestea au înțeles situația și au revenit cu teste. Pentru restul au fost desemnați doi funcționari care preiau documentele la ușă. Centrele de vaccinare din județul Suceava au fost luate cu asalt duminică în ultima zi înainte de impunerea noilor restricții stabilite de guvern. Într-o singură zi în județ s-au vaccinat 2230 de persoane, dintre care 1628 cu prima doză. Caravana vaccinării anticovid a ajuns în orașul Liteni în urma cererii mari din partea populației. Încă de la ora 9, când a fost deschisă Casa de Cultură din localitate, peste 300 de persoane așteptau la rând să primească vaccinul.
Înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscop al Suceavei și Rădăuților, îi îndeamnă pe credincioșii care participă la ceremoniile religioase oficiate în bisericile și mănăstirile din județ să respecte legislația pentru limitarea răspândirii noului virus. Mai exact, să poarte masca de protecție și să păstreze distanța fizică. Juristul Alexandru Moldovan a fost numit din nou prefect al județului Suceava printr-o hotărâre de guvern publicată în Monitorul Oficial din 22 octombrie 2021. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc într-un cadru restrâns cu respectarea regulilor de prevenire a răspândirii noului virus. În primul său discurs public, prefectul a declarat că îi mulțumește președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru încrederea acordată și că principalul obiectiv al mandatului său este gestionarea pandemiei de COVID-19. Ziua Armatei Române, sărbătorită la 25 octombrie, amintește de 25 octombrie 1944, când Armata Română a eliberat de sub ocupația hortistă Transilvania de Nord în urma bătăliei de la Carei. În contextul actual, manifestarea de la Suceava a avut loc în format restrâns. A fost și primul eveniment cu participarea lui Alexandru Moldovan, din nou în calitate de prefect al județului Suceava. Valoarea estimată a lucrărilor de restaurare a Palatului Administrativ este de aproape 73,3 milioane de lei fără TVA. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la Palatul Administrativ din municipiul Suceava, grav afectat de un incendiu care a avut loc în luna martie acestui an, a fost finalizată și urmează să fie supusă aprobării deliberativului județean în prima ședință. Deși mai sunt două luni până la Crăciun, primăria Suceava a început să pregătească orașul pentru sărbătorile de iarnă. Angajații municipalității montează băculețele pentru iluminatul festiv. Operațiunea se desfășoară pe timp de noapte, când traficul rutier din oraș nu este intens. Directorul Direcției Domeniului Public din cadrul primăriei Suceava, Marian Andronache, a declarat pentru Intermedia că anul acesta instituția publică nu a cumpărat noi decorațiuni. În schimb, s-au cheltuit bani pentru repararea celor achiziționate în anii anteriori. CSU din Suceava a câștigat cu scorul de 29-27 meciul disputat duminică pe teren propriu în compania echipei CSM Alexandria. Aceasta a fost a treia victorie pentru handbaliștii suceveni în 8 etape desfășurate în Liga Zimbrilor. Foresta Suceava a încheiat turul sezonului regulat al Ligii a treia pe loc de play-off, după ce a remizat sâmbătă pe stadionul Arenii în fața celor de la Cehlăul Piatra Neamț, scor 1-1. Ambele goluri au fost marcate în minutele de prelungire ale partidei. Șomus Fălticeni și Bucovina Rădăuți au pierdut în minutele de prelungire meciurile disputate la finalul săptămânii trecute în Liga 3. Fălticenenii au cedat la Dorohoi în fața liderului Dante Botoșani cu 1-2, iar rădăuțenii au pierdut cu 0-1 meciul disputat pe terenul penultimei clasate CSM Bacău.